sunt extrem de important astăzi, atât pentru ploieșteni și cât pentru prahoveni. Nu este pentru dumneavoastră o misiune destul de grea. Este o misiune, pe de o parte, destul de grea, dar pe atât de frumoasă. Am acceptat-o. Am acceptat-o deja, mi-am asumat această răspundere și, așa cum am menționat mai devreme, îmi doresc să consolidăm relațiile dintre cele două state, dintre România și Lituania, atât în plan de prietenie, în plan cultural, dar și, în ultimul rând, în plan economic, pentru că economia este foarte importantă pentru a susține cultura și celălalt. Care ar fi domeniile economiei în care ar putea stabili niște relații de colaborare? Lituania are un business extrem de dezvoltat în domeniul fertilizatorilor, ei produc îngrășăminte chimice și exportă în toată Europa, exportă și în România. Este un prim domeniu în care deja o companie din Lituania funcționează de ceva vreme în Iași și este unul dintre principalii distribuitori de fertilizatori în România. Acolo, în Lituania, există petrochimie, există domeniul textilelor foarte, foarte dezvoltat, există turism, dar și la noi există turism. Una peste alta ne dorim să identificăm oportunități pentru ambele state și să le dezvoltăm. Ne puteți dezvălui care ar fi primul pas făcut de dumneavoastră din noua funcție de ținută? Primul pas va fi exact acest forum comercial de business pe care o organizează Ministerul Afacerilor Externe din România la sfârșitul lunii mai. Vom merge acolo o delegație de atât de oameni politici cât și de oameni de business din România și vom avea o serie de întâlniri cu oameni de afaceri din cele trei state, Lituania, Letonia și Estonia.